Salut, bucătăraș! Azi o să te învăț să pregătești un crab delicios în stil ardelenesc. Am mâncat acest preparat acum un an și jumătate și trebuie să recunosc că mi-a plăcut atât de tare încât am vrut să-l reproduc și eu. Pentru rețeta de astăzi ai nevoie de un file de crab, 3 cartofi fierți, o ceapă roșie, o ceapă albă, 2 fire de ceapă verde, o roșie, puțin morar tocat, 2 linguri de boia dulce, 3-4 linguri de făină, un ou, 100 de grame de cașcaval afumat, ulei de floarea soarelui pentru prăjit, 100 de ml de smântână de gătit, o lingură de ulei de măsline, 2 lingurițe de fresh de lămâie și sare și piper după gust. Taie cartofii felii groase de 5 mm. Este foarte important ca aceștia să fie reci în momentul în care îi tai. Așează feliile de cartofi într-o tavă cu hârtie de copt. Amestecă apoi sarea, piperul și o linguriță de boia și presară pe deasupra cartofilor. Pune tava în cuptor la 180 de grade și lasă cartofii acolo să se rumenească. Asezonează crapul cu freșul de lămâie, uleiul de măsline și potrivește de sare și piper. Amestecă restul de boia cu făina. Bate oul bine cu un ter. Tăvălește peștele prin făină, apoi prin ou și prăjește-l într-o tigaie cu ulei de floarea soarelui bine încins. Scoate-l pe farfurie pe niște șervețele pentru a absorbi uleiul în exces. Taie roșia rondele. Rade apoi cașcavalul. Taie apoi toate tipurile de ceapă și călește-le într-o tigaie cu puțin ulei de floarea soarelui. Pune deasupra sare și boia. Într-o tavă cu hârtie de copt, așează un pat de cartofi rumeniți peste care adaugă peștele pane. Pune ceapă călită și roșiile rondele cu mărar tocat deasupra. Adaugă un alt strat de cartofi deasupra, urmat de smântâna de gătit și cașcavalul afumat. Pune totul în cuptor pentru câteva minute până se gratinează. Îți garantez că această rețetă te va cuceri. Ai în fața ta 2 porții mega generoase. Și dacă ai întrebări sau alte rețete pe care vrei să ți le pregătesc, lasă-mi comentariile tale mai jos. Pa, bucătăraș! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.